Campania umanitară inițiată de omul de afaceri sucevean Ștefan Mandachi beneficiază și de sprijinul fostului număr 1 mondial la tenis feminin Simona Halep. Ștefan Mandachi a spus că după ce Nadia Comăneci a sprijinit această campanie și Simona Halep se alătură eforturilor de a ajuta în lupta împotriva noului coronavirus din județul Suceava. O nouă mega surpriză pentru Suceava din partea unui simbol al României. Simona Halep a donat o rachetă de tenis, o minge și un tricou de la Wimbledon cu semnătate Obiectele super valoroase au fost oferite campaniei www1 La inițiativa Nicoletei Negură, care le-a primit de la tatăl Simonei Halep. În scop umanitar, prima tentație a fost să le păstrez eu și să donez la Crucea Roșie o sumă de bani, dar e clar că nu e momentul acum. Suceava are mai mare nevoie de ele și am convingerea că se va găsi un cetățean să ofere o sumă consistentă pe aceste obiecte de muzeu, a spus Mandaki. El a arătat că vor fi scoase la licitație racheta, mingea de tenis și tricoul Wimbledon, toate cu semnătura Simonei Halep. Câștigătorul licitației va beneficia și de o, o oră de antrenament la tenis cu Ștefan Mandaki. Licitația se va încheia pe 24 aprilie ora 23 și 59 de minute. Se poate licita pe site-ul 1centimetru.ro După susținerea Nadiei Comăneci și a Simonei Halep, mai lipsește regele Hagi și închidem sfânta treimea sportului românesc, a notat Mandachi pe pagina lui de Facebook. Pe de altă parte, compania românească Alevia lansează campania Gânduri de Bine, prin care se alătură lupte împotriva COVID-19 și demersurilor de sprijinire a cadelor medicale. Ca parte din campanie, Alevia donează 6 de cutii cu suplimente în valoare de 1000 de euro către medicii spitalului și de urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava. Astfel, Alevia se alătura Asociației Zi de Bine în îndeplinirea obiectivului acestea de a crea un scut pentru spitale. În total, prin această campanie, Alevia donează 6000 de cutii cu suplimente ce vor ajunge la medici din 10 spitale din orașele București, Suceava, Fălticeni, Piatra Neamț, Târgoviște, Târgu Mureș, Brașov, Deva, Arad, Baia Mare. Valoarea totală a donației este de 10.000 de euro. Totodată, Alevia a lansat pe pagina de Facebook Alevia România o invitație prin care roagă pe români să trimită un gând de bine medicilor care sunt în linia întâi de luptă împotriva virusului. Toate mesajele vor fi colectate și trimise la spitale pentru a fi citite de către medici. Cu siguranță grija, spiritul de întreajutorare, responsabilitatea și implicarea în comunitate sunt cel mai bine reprezentate în această perioadă. Una cu multe încercări pentru cadrele medicale care sunt expuse la eforturi psihice și fizice de neimaginat. Ne gândim la medicii noștri și la cum putem veni cel mai bine în sprijinul lor cu produsele noastre, astfel încât să se simtă protejați. Mai mult decât atât, credem în puterea gândurilor bune. De aceea, odată cu suplimentele alimentare, vor ajunge la medici și mesajele strânse pe pagina de Facebook Alevia în campania Gânduri de Bine. Ne-am bucurat să vedem că mulți români au dat curs invitației noastre de a transmite un mesaj de încurajare, de apreciere sau de susținere pentru cadrele medicale din țară, spune doctorul Florin Mitocaru, directorul general Alevia.